Intrăm. Hai că am intrat live și pe TikTok și pe Facebook, așa cum am promis celor care ne urmăresc. Dacă ne vezi, ne auzi, poți să scrii un comentariu. Te vedem, te auzim. Trebuie să văd cum se le mută, aici se le pun să avem toate panourile de control, atât pe Facebook cât și pe TikTok. Facem un dublu live, să zic așa, da? Sper să reușim. Salutare și de pe TikTok și de pe Facebook. Astăzi vreau să discutăm. Ieri am pus o întrebare atât pe Facebook cât și pe TikTok și pe YouTube. Nu mai am un Davis ca să mă intru. Aș fi vrut să intru și pentru colegii noștri de pe YouTube. Dar mai trebuie acum am realizat că mai întreia un telefon. Să-l conectez pe ăla pe YouTube și să fim așa pe toate, să fim pe toate rețelele deodată. Vreau să discutăm despre ce v-am arătat, despre noutățile care o să apară de la fideliștile care au apărut. Dar cu precădere vreau să discut despre coșulețul ce vi l-am prezentat în scurtul material video ce l-am făcut acolo. Am văzut că o foarte mare parte dintre voi v-ați apropiat foarte mult de adevăr, adică era clar pentru ce sunt dedicate noile coșulețe de la FIDELIX. Știți foarte bine că în ultimul timp m-am pus așa foarte mult să zic pe pescuitul care îmi place mie cel mai mult, pe pescuitul peștelui sălbatic, pe Dunăre, mai ales pe crab. Am oprit puțin cu concursurile și am fost în moduri repetate și ca de obicei îmi place și de-a lungul anilor, știți foarte bine că în ultimii ani, în ultimii foarte mulți ani, tot am testat tot felul de chestii și voi face lucrul ăsta la nesfârșit, pentru că asta îmi place, să testez, să încerc, să văd ce funcționează, ce nu funcționează, ca să aducem un portofoliu FIDELIX doar produse care să aducă un plus de eficiență celor care folosesc produsele FIDELIX. Știți foarte bine că ani de zile de când am lansat brandul FIDELIX, puteam să avem acum 5.000 de produse, da? Dar nu ăsta e obiectivul, nu ăsta e scopul. Scopul este ca atunci când lansăm un produs, el să fie mega, mega eficient și cine îl utilizează să vadă plusul de valoare care îl poate aduce. Văd că avem aici urmăritori și pe TikTok și pe Facebook. Dacă vreți cumva și nu vă este greu, puteți să distribuiți acest live. Pentru cei care sunt pe TikTok, e un cont mai nou și de aia puteți să dați o urmărire pe FIDELIX România, pentru că vor urma și alte materiale, mai ales acum la adăpost, să zic așa, pentru că știți foarte bine ce vreme afară, nu mai vreau să văd cei. După o toamnă foarte, foarte prelungită, ne-am trezit că a venit frigul pe ăsta noi. Din ce am vorbit cu colegul meu Daniel, pe partea de Moldova deja a venit ninsoarea. Noi aici, puțin pe partea de vest, am scăpat. Este o vreme mult mai ok. Am fost și chiar la pescuit. Am fost la pescuit în urmă cu câteva zile. Am făcut și un film care o să-l postez. De fapt, am făcut și în trecut, dar n-am apucat să le postez. O să vedeți că am pus la muncă și noile coșulețe. Voi puteți să lăsați în continuare întrebări atât pe TikTok cât și pe Facebook, pentru că după aia la sfârșit o să luăm întrebările la rând, să vedem care sunt relevante și fac obiectul acestui live din această seară, care nu o să răspundem în altă seară, că v-am spus deja frigul ne ține în casă și frigul ne ține în casă și putem sta acum mai mult în fața ecranelor să ne adunăm așa la un pahar de vorbă, să zic, prin intermediul internetului, ceea ce este foarte, foarte ok, că avem posibilitatea asta acum.
Bun, o să vă rog, cum am spus, dacă din ultimele postări sau ce ați văzut pe partea de FIDERIX ăsta aveți întrebări, puteți să le scrieți în comentarii. Eu după aia o să le iau la rând, după ce discutăm ce e de discutat. O să le iau la rând și o să mai discutăm pe tema asta cât de cât, na. M-a spus ce face obiectul acestui live, referitor la coșulețele ce le vom lansa, nu cele ce le-am lansat, cele ce vom lansa. Și aveam eu de mult un vis de asta, să fac niște produse care să ne ajute cât se poate de mult și o să vă explic și de ce. Da? Cred că o mare parte dintre voi v-ați conectat. Dacă v-am spus nu vă este greu și nu vă costă nimic, puteți să dați și o distribuire. De ce? Pentru că ne ajută foarte mult. Nu știu, atât pe mine și pe voi în viitor. De ce? Pentru că atunci când o să facem noi materiale, știți foarte bine, și atât Facebook cât și toate rețelele de socializare restrâng cât se poate de mult distribuția, pentru că și voi ca persoane stați pe Facebook sau pe TikTok și vă dați seama că nu puteți într-o jumătate de oră să aveți milioane de postări să le vedeți, da? Și de aia, dacă și distribuiți, dacă și comentați, dacă și apreciați rețeaua de socializare de unde ați făcut lucrul ăsta, data viitoare o să vă recomande materiale ce o să le mai facem, pentru că vor spune: da, domnule, uite, ăsta e interesat și nu-l spămuim aiurea cu tot felul de baliverne, da? Am aici coșulețul care vi l-am arătat și în materialul video, scurtul material video. O să mai vedeți și altul făcut pe Dunăre, pentru că l-am pus și la muncă și chiar a avut randament, da? Și o să vă explic pas cu pas de ce, cum și cum l-am gândit și unde cred eu că este oportun să-l folosim. Încă nu sunt pe piață, vor fi în... Hai să văd aici, cred că pe TikTok se vede, da? Hai să-l pun puțin așa în umbră, este închis și aici. Partea asta este destul de accesibilă să putem închide, da? Și pentru, stai să vedem, pentru Facebook se vede aici, în fundalul ăsta, da? Că e închis sus. Vor fi, să zic așa, în două dimensiuni, din ce se vede. Hai să vedem și pe TikTok, să vedem și pe Facebook. Dacă vedeți, lungimea este la fel, dar diametrul interior este mai mare. Da? Ce se întâmplă? Pentru aplicația care eu am gândit-o, da? Deci, el are mai multe aplicații, o să vedeți în continuare. Dar pentru aplicația care am gândit-o, eu zic că este suficient de ok și o să vă explic și de ce. Plumbul este de, nu știu, cred că se vede aici, de 50 de grame. Da? Hai să vedem aici, că nu mai știu, mă încurc cu camerele astea. Are logo FIDERIX pe el, da? Bareta de susținere am încercat și am și reușit să o facem dintr-un material cu o memorie mai limitată, adică să nu facă cărlionți cum erau la vechile coșulețe de la alte branduri. Ca și greutate am setat să fie pentru început de 50 de grame. Am considerat că asta este ok, da? Și o să vă spun și de ce. E, vreau să vă spun că le-am gândit pentru pescuitul crapului pe ape sălbatice. Dar, atenție, asta nu înseamnă că ele nu pot fi folosite și în alte scopuri. Da? Fiecare poate să-și aleagă unde le va folosi. Să vă spun și de ce, care a fost strategia mea și care am și pus-o în practică și chiar o să vedeți și o filmare, când o să am timp să o editez, cum am procedat. Din ce ați văzut, în ultimul timp am pescuit foarte mult din barcă și îmi place foarte mult să pescuiesc din barcă. De ce? Pentru că ai toate bagajele acolo, ești destul de mobil, poți să abordezi o anumită structură sau o anumită zonă mult mai ușor ca atunci când ești pe mal, poți să ai un control mult mai bun asupra peștelui în drill. De ce? Că te poziționezi față de structură, fie că este prag, fie că este ciotă. Aici vorbim strict de crapul pe Dunăre, atenție, da? Deci despre asta vorbim și la ce am folosit aceste coșulețe
în pescuitul crapului pe Dunăre, da? Cu siguranță le pot fi folosite și în alte scopuri care le-ați spus voi și de-aia vă spun încă o dată. Că am urmărit comentariile voastre, mare parte dintre voi ați avut dreptate, era vorba de particule, de nădit. Deci cam la asta se rezuma, cam la asta se rezuma totul și a fost foarte, foarte ok. Aerodinamica coșulețului ajută, deci chiar și la greutăți mai mari, ajută ca el să se ducă într-adevăr la, la distanțe mai mari față de un coșuleț normal care începe să, să zic așa, să penduleze în aer, să o pună rezistență. Dar are mai multe beneficii, unul la mână. Deci v-am spus, l-am gândit pentru pescuitul crapului pe ape sălbatice. De ce? Hai să vă spun și logica din spatele lucrului ce l-am făcut. Pe apele sălbatice știți foarte bine că avem foarte multe specii. Da? Dau un exemplu. Când vorbesc de apele sălbatice, eu mă refer foarte, foarte mult la Dunăre. Dar la fel de bine poate să fie, nu știu, Mureșul sau Oltu sau alte ape unde întâlnim peștere sălbatic, crapul, că ăsta îl vizăm, pește de talie mare, poate și mreana, poate și amurul, da? Pentru că și el face parte din peștii care întâlnim pe râuri și pește de talie mare. Și mă gândeam în felul următor, pescuitul ăsta l-am început cu foarte, foarte mulți ani în urmă, poate în sezonul rece mai stăm și la o poveste așa și o să vă explic prin ce pățenii, ce întâmplări am făcut și cum au evoluat lucrurile până în momentul de față. Pentru că am avut o obsesie față de pescuitul ăsta pe ape sălbatice și tot timpul am făcut tot felul de teste, tot felul de... și de acolo și până acolo. Și să zic așa, brandul Feederix se regăsește în toate încercările ce le-am făcut de-a lungul anilor, da? Este clar că este un coșuleț de volum și un coșuleț care să care particule mari. Pește mare, particule mari. Da? Particule mari ce înseamnă? Ca să le și definim. Particule mari pot fi semințele în general, pentru că sunt cele mai uzuale. Și vreau să vă spun că am testat de-a lungul anilor tot felul de semințe și am văzut și eficiența lor. Cum am văzut eficiența lor? Dacă reții o parte din pește care ai prins, mai ales pește de talie mare, da? Și pui într-un sac de păstrare, cum sunt cele de mătase, cu gorele fine, cum se folosesc în competiții, și îl ții acolo câteva ore bune, adică cu cât este mai cald, cu atât gradul de digestie este mai accentuat și vei vedea mai repede rezultatul, cu cât este mai rece, el trebuie să stea mai mult în sacul ăla ca să-ți dai seama cu ce s-a hrănit. Și am început de la tot felul de semințe, începând de la orz, ovăz, porumb, grâu, ce am mai folosit, alune tigrate, ce am mai, semințe, tot felul de semințe mici, de păsărele, de porumbei, combinații de tot felul de semințe. Și am văzut că cel mai mult apreciază porumbul, dar și cerealele de genul orzului și ovăzului. Da? L-am văzut foarte mult. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că după ce ții peștele în sac foarte mult timp sau puțin timp, în funcție de temperatura apei, da, o să te trezești că iei din sacul ăla de la fund de la un singur pește. Vă dau un exemplu de 5 kg, pumni întregi așa de coj. Atenție, de coj. De ce? Pentru că el vine în zonă, începe să aspire toate semințele, le sparge în dinții faringeni, digeră ce este de digerat și resturile, cojile sau ăștia sunt eliminate prin excremente. Datorită faptului v-am spus că sacul respectiv are ochiurile mici, vezi acolo exact ce rămâne, absolut tot ce rămâne acolo, da? Și atunci vezi cât de eficient a fost nădirea ta. Bun, problema la mine era alta. O foarte mare greșeală care o fac pescarii care merg pe apele sălbatice e că au un concept puțin greșit. De ce? Hai să vă spun și lucrul ăsta. Am umblat foarte mult, nu numai în țara asta, am umblat și în afara țării, da? Și o să încerc, fac o paranteză mică, o să încerc să ignor comentariile și la sfârșit o să răspund la toate, că văd că am tot felul de comentarii, mai ales de pe TikTok. Unii mă știu de la pescuit, unii mă știu de la porumbei. Da, sunt și cu porumbei, sunt și cu pescuitul. Astăzi vorbim strict despre
pescuit, da? Referitor la partea cu conceptul de nădire, da? Greșit. Să vă spun și de ce greșit. Nu știu, îmi pleacă tot felul aici pe live-uri cu săgeți, cu ce am primit aici, flori, trandafiri, ce să știa. În fine, nu mă uit. Vedem, discutăm după aia. Orice comentarii ar fi, nu distrag atenția, da? Și am văzut concepte greșite despre nădire. Cum o percep fiecare. Voi între timp, dacă vreți și o să vă ajute, că o să vă ajute, credeți-mă, puteți să distribuiți în continuare tot felul de pe grupuri, pe ce vreți voi, pentru că v-am spus, rețelele ăștia o să vă ajute pe voi, că interacționați cu materialele astea și nu o să le pierdeți, că e foarte multă informație și de-a lungul și nu da nimeni gol, așa îmi face TikTok-ul ăsta aici, tot felul de chestii. Și dacă dați distribuiri și ăsta, v-am spus, rețele de socializare o să zică, bă, e ok ce informații am trimis persoanei respective, o să-i dăm și mai departe. Nu mai știi dacă o posta cineva, dacă nu, pentru că v-am spus, este un amalgam de informație și cei care au interes direct, dacă apreciază și distribuie, o să-i ajute foarte, foarte mult. În viitor, când mai postăm, v-am spus, deja s-a răcit, este frig. Avem multe surprize la Fidelix, foarte multe surprize în sezonul ăsta rece. Nu vă costă nimic, o distribuire și o să vedeți multe materiale video. Unele o să dispară, unele sunt pe live, nu o să le mai vedeți, de-aia e bine să fiți notificați. Puteți da distribuire, un like, un comment, ce se mai dă pe acolo, nu știu. Bun, conceptul greșit de nădire. De ce spun lucrul ăsta? Hai, și vreau să o gândiți la modul foarte, foarte serios, da? Am văzut foarte mulți pescari, mai ales care merg de foarte, foarte mult timp pe ape sălbatice și au un concept greșit care îl transmit mai departe pescarilor care și sunt începători și îl vede, uite-l pe Nea Marian că merge de 40 de ani pe Dunăre și ce face el, e bine. Ok, o fi bine, nu zic că nu o fi bine, dar întotdeauna când facem ceva căutați și logica din spatele acțiunilor, da? E foarte, foarte importantă. Am văzut pescari care merg de 20 de ani, 30 de ani pe Dunăre, dar nu prind, sau când prind, prind accidental, pentru că au o mentalitate greșită. Una la mână. Ei consideră că se pun pe un loc care e confortabil pe mal. Da, bă, frate, mie îmi place să mă pun aici pe mal. Stau aici pe mal și eu o să dau doi saci de porumb sau ce dau ei și o să vină peștii. Bun, ok, poate vor veni. Dar trebuie să facă diferența între zonele de tranzit, zonele de staționare și zonele de hrănire. Pentru cei care au trecut prin școala Fidelix, o să discutăm și despre ea, care a fost o rampă de lansare a pescarilor de competiție din România, pe partea de crab de Method Feeder, am explicat ce înseamnă cu zonele ăștia. Sunt foarte, foarte multe de discutat pe tema asta. Da? Ca și omul, da? Noi suntem acum pe o zonă de staționare, eu personal sunt acasă, da? O să merg și într-o zonă de hrănire, în bucătărie, da? O să merg și într-o zonă de tranzit care este între locul de dormit și locul în care mă hrănesc și o să stau și într-o zonă de relaxare, acumulare la căldură sau ce știu eu ce, pe un foișor, la soare sau pe un șezlong, da? Așa e și aici. Și atunci vine conceptul ăsta că hai să nădim mult, nădim mult și dăm acolo că poate o să prindem ceva. Bun, până aici totul ar părea ok, dar gândiți-vă că pe lângă specia care o vizăm și haideți, faceți și voi un exercițiu de imaginație. Când mergeți la pescuit, orice sare în apa aia e specia vizată pe voi. Dacă mergeți la somn, o să ziceți că e somn. Dacă mergeți după amur, o să ziceți că e amur. Dacă mergeți după crap, o să ziceți că e crap. Dacă mergeți la știucă, o să ziceți că e știucă, nu? Și atunci sperați că, bă, asta e, aici, bă, la sare și bine. Nu. Ce se întâmplă? Nădind cantități foarte mari, niciodată nu ai niciun control asupra vadului. De ce? Pentru că, vizând crapul, vorbim despre crap, ai niște moturi mai grosiere, pentru că vrei să selectezi crapul, peștii de talie mare. Tu ai dat acolo un sac de porumb, dar gândiți-vă că am prins la porumb și ochioase atât, și babușchițe, și moronaș, și mreană de talie mică, și scobarul mănâncă. Gândiți-vă ce înseamnă să vină un banc de moronaș de așa la, știți și voi, la 20 de țanti, toacă tot sacul și tu mai stai 3 zile acolo, în ideea în care tu ai dat un sac
Da? Ai dat un sac de nadă și, bă, nu știu, nu știu ce să zic, nu merge, nu e bună montura, nu e bună vremea, nu e bună nada, dar peștii pur și simplu au trecut pe acolo și poate, și datorită, o să vă spun de ce, și datorită faptului că nu ai un control asupra nădirii, adică unde ți ajunge ție nada, unde sunt monturile. Pentru că peștii vin preocupați acolo, ei nu o să spună, bă, stai că noi trecem prin zonă și trebuie să-i luăm montura lui Nea Georgel care ne-o dat porumbul sau ce ne-o dat. Nu, niciun caz. Și de asta spun, e foarte important să ai un control asupra nădirii, o precizie și o gestionare a nădirii. Și o să vă spun și de ce. Faptul că dai mult dintr-o dată nu o să te ajute cu nimic. Pentru că peștii vin și pleacă. Poate să fie niște bancuri care v-am spus să nu reacționeze la monturile. Poate să vină plătică, poate să vină orice. S-a mâncat sacul ăla, știi cum se duce. Nici nu vă imaginați ce înseamnă în apă. Hai să vă dau un exercițiu iară de gândire, așa să zic, exercițiu. Poate nu e bine. Să vă imaginați ce întâmplă când la sfârșit de concurs de multe ori arunc mi-a rămas jumate din nada și o arunc în apă și când văd că e o mică grămadă acolo și vin tot felul de albituri și o toacă aia într-un sfert de oră, adică eu am pretenții să prind 30-40 de kilograme de crap într-un concurs, da? Și mie 10 kg de albitură îmi mănâncă jumate de găleată, vă dau un exemplu. Na, gândiți-vă, ca să prinzi pe ăștia câți mai trebuie să ai pe vaci, cât trebuie să dai. Ca să ne reîntoarcem la ideea cei cu coșulețul, de-a lungul anilor am schimbat puțin strategia și asta a funcționat. Nu nădesc mult odată, dar nădesc destul de consistent la intervale scurte de timp. De ce? Pentru că în momentul când îmi trece peștele pe acolo, eu să fiu sigur că am ceva acolo. Da? Să mă asigur că am ceva mâncare acolo. Dacă nu am mâncare acolo, peștii vor pleca mai departe. Ei nu-s dependenți, atenție, de mâncarea care le-o dăm noi. Ei își trăiesc viața orică mergeți voi la pescuit, orică nu mergeți voi la pescuit. Orică dați cu nada X, orică dați cu nada Y. Orică veniți cu o Dacia, orică veniți cu un Mercedes la pescuit. Da? Ei își vor vedea de viață și asta o fac probabil de sute de mii de ani. Și de-aia e cel mai bine să ai control asupra nădirii și tot timpul să duci nadă în cazul în care vezi că-ți vin peștii și am studiat lucrul ăsta și așa am și văzut. Am mers pe zone cu potențial. Am avut maximă încredere. Încă de anul trecut am început să studiez, de fapt nu de anul trecut, sunt mai mulți ani. O să vă arăt și primul prototip într-un alt video care l-am făcut ceva improvizații dintr-o țeavă de plastic, un momitor tăiat. O să vă arăt eu. Pentru că aveam obsesia asta, bă, trec peștii și nu mi-a, pentru că nădeam foarte mult, mult la început de partidă, mult și dădeam cu lopeți, cu bulgări, cu... și după vreo oră și ceva prindeam câte un crab care instant, atenție, mai ales vara când avea digestia accelerată, eu îl prindeam după două ore și el deja elimina boabe pe un loc sălbatic, unde am tăiat tufe, unde nu a fost nimeni, deci imposibil să fi nădit, să fi dat, deci gândiți-vă cât de mult mânca. Și atunci zic, bă, de atunci mi-am pus semnul întrebare, hai să vedem cum rezolvăm problema asta. Încet, încet am schimbat tehnica și asta a funcționat. A spus, întreținerea periodică e mai bună și cu cât e mai precis, un coșuleț ce vă ajută? Eu am aruncat boabe și din barca, am aruncat și cu lopata, am aruncat și cu totul și tot. Gândiți-vă că o boabă, hai că n-avem perfect rotunde, poate mazărea ce-a mai dat, soia a mai dat, a mai dat mazăre, de asta furajera. Dar boaba de porumb este ca o lingură, ca un blinker. Tu când arunci în apă, ea se duce în stânga, în dreapta. Deci arunci un pumn drept și asta se înșiră pe o suprafață foarte mare. Deci depărtează foarte mult peștii de montură și dacă depărtează foarte mult peștii de montură, timpul până ca peștii să ajungă la montură crește considerabil și scade și numărul de prezentări. Și atunci, având coșulețe de diametre mari, de volum mare, încercam să lansez pe aceeași linie, pentru că știți foarte bine, o să mai discutăm pe tema asta, nu e o problemă. De-aia v-am spus, dați urmărire pe pagina FeederX de pe TikTok, care nu sunteți pe pagina de FeederX de pe Facebook, puteți da și acolo, că o să discutăm foarte multe în sezonul ăsta rece. Și ducând constant, numărul de prezentări e mult mai mare și de-aia mulți îmi trimit mesaje,
Domnule, dar și eu dau cu NADA care dai tu cu cârligele legate de la FIDERIX, care tu ni le prezinți, care prins cu momeala aia de cârlig, cu toate, dar nu prind, domne, nu prind, nu, nu prins, pentru că sunt mulți mai mulți factori și o să-i discutăm, sunt sute de factori care duc la o partidă reușită. Nu credeți că, v-am spus încă o dată, crapul nu știe să citească ce-i pe o pungă. Nu o să iasă niciun crap afară cu capul din apă să vadă ce lansetă aveți voi, ce barcă aveți voi, ce mașină aveți voi și ce molinete aveți, nu? Niciodată. Ia un comportament. Dacă tu te mulezi pe comportamentul lor, o să prinzi. Dacă nu, la gara. O să te trezești că ești doar turist, cum le zic eu la unii prieteni de-ai mei. Turism. Și atât. Da? Turism. Adică plimbi bețele pe apă. Și atât. Nimic altceva. Da? Asta e foarte important. Cu coșulețe de volum mare și cu tehnica asta care o folosim în pescuitul de viteză, să zic. Ați văzut că am folosit monturi, care m-ați urmărit în ultimul timp, am folosit monturi fine, da? Cârlige de 8, subțiri, ce le folosesc la metod fidere, lansete destul de fine. Și am prins foarte mult scrap și scrap de talie mare, de două cifre, da? Nada care o folosiți, o știți foarte bine, e o nadă care lucrez de foarte mulți ani, nu are rost să discutăm. Este un produs revoluționar, să zic așa, este din ce în ce mai dorit și de alte branduri să și-l aducă în portofoliu, dar doar să-l aducă să aibă și ceva alternativă la asta. Am spus, crapul nu citește etichete, nu urmărește live-uri, nu are cont de TikTok și de Facebook, poate le facem, că la o filmare, cum am spus, am pierdut telefonul cu totul lui tot, pornit și stă în apă când am făcut o filmare, poate o le voi scoate după vreun an, doi și o să găsești clar cu conturi pe acolo, da? Dar am spus, nădirea constantă și cu volum mare de particule pe vat ajută foarte mult. Revenim la o altă chestie la care am întrerupt-o. Am mers pe un loc cu potențial, deci cu mare potențial. Cred că am și filmarea făcută, dacă nu mi-aduc aminte, pot o să o caut, o să o găsesc. Și vreau să vă spun că era chiar anul trecut, tot în perioada de octombrie, tot așa am pățit. Am dat, cred că de la ora 9 până pe la 12. Bă, de la 9 până la 12. Și tot am dat, tot am dat, tot am dat. Bă, dar nu vine. Deci dacă era oricare altul, zicea, bă, n-a nicio șansă să nu mai vină. Bă, dar atât de multă încredere am avut și tot așa. Am băgat coșulețul, boabe, că de fapt aia fac. Iau boabe, nici măcar nu le-am fiert. Le țin cu o zi înainte îngăleată să tragă apă. Da, pentru că am văzut că și așa funcționează. Înainte le fierbeam mult. Erau mult mai ok, crapii mâncau cantități mult mai mari. Vreau și îmi doresc ca în portofoliu FIDERIX de la anul să reușesc să pot să vă ofer acea variantă, acea rețetă care am făcut-o de boabe care mi-a funcționat oriunde am fost pe apele sălbatice și pești mâncau în cantități foarte mari. V-am spus, încă de la primele lansări, peștii eliminau, cum îi zice, coși de boabe de porumb și de asta, pentru că le plăcea enorm, n-aveau cum să refuze. Poate reușesc și lucrul ăla, mi-l doresc, dar asta înseamnă că trebuie să fie exact așa. Adică dacă eu plec la o partidă oriunde pe apă sălbatică și dacă e un campionat foarte important, să am încredere să-mi iau produsul de la FIDERIX, să-l folosesc. Că asta e baza la toate produsele FIDERIX. Da, dacă eu am încredere în ele să le folosesc în cea mai importante competiții, atunci ies pe piață. Dacă nu, nu. Că altfel puteam să avem și noi 500 de tipuri de nade și momeli. Dar nu. Nu asta e esențial. Și tot așa, v-am spus, revenim la partida. Am dat, am dat, am dat, am dat, am dat, am dat. Bă, și am dat, și am dat. Și chiar acum am pățit-o. După 5 ani de zile am avut un ceas care, cred că sunt 5 ani, 4 ani, trebuie să mă uit pe filmări să văd, dar mi s-a dus bateria la un Casio care l-aveam eu pentru, ăsta am comandat altul azi, care mai are o funcție nouă, are și barometru, să vedem și schimbările de presiune, o să discutăm și despre alea. Și, bă, nimic, 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 nimic. La un moment dat aproape eram eu, cu mare încredere, aproape dezamăgit. Bă, nu se poate, dar ce am greșit? Dar n-am greșit nimic. Că erau bețele, dădeam din barcă,
dădeam în zona unor structuri, erau ceva agățături acolo, da? Și dădeam puțin în fața lor, adică tot ce dădeam eu se ducea pe alea, deci dacă peștii veneau acolo, trebuia să dea de la nu există, dar în cursul unei zile, peștii și se deplasează ca și om, nu stau toată ziua într-un loc, se duc pe zone mai extinse, se duc să stea la soare, se duc să consume anumite tipuri de chestii. După aia vin la siguranță, pe structură, tot timpul pe agățătură, pe asta vor veni pești, da? Vin pentru că acolo stau în siguranță, e clar. Bă, și stau, și stau, și stau, și stau, bă, și la un moment dat nu vine să cred, parcă acum închid ochii și văd. Deci aveam trei lansete, că atâta pun trei și când trag pești bine, pun două. Nu pun patru, nu pun cinci, nu pun șase. Pentru că nu are rost să mă enervez, nu stau să prind pești cantități, stau să mă distrez și nu vreau să descâlc la bețe, să înțeleg cum eu mă enervez foarte repede dacă mi se încurcă toate monturile și pe acolo. Bă, și stau, și stau, bă, și la un moment dat, amândouă, aveți cuvântul meu, amândouă bețe, unul era pe coșuleț, deci bețele erau lansate la aceeași distanță, coșulețul era în mijlocul boabei și tot căram acolo, căram, și pe lateral aveam alte două bețe, stânga și dreapta, tot la distanța aia, dar erau pe asta, cum îi zice, erau pe metod, cu wild, da, cu crigile legate de la Fiderix, care le-am folosit de foarte mult... foarte mult timp și am zis, bă, nu există, totul e perfect, nu, dacă vine peștele, nu are cum să nu treacă. De multe ori ai problema asta psihică, știi, te ia așa cu capul, bă, stai să schimb, că nu-i bine, că dacă o fi și tot schimb și rămâi cu schimbatul și schimb și schimb și schimb și schimb și schimb. Dar de fapt nu aia problema, nu-ți pești atunci acolo. Și atunci da, am mare încredere în ceea ce fac, pentru că lucrurile știu că funcționează. Da? Dacă ai și poziționarea bună, o să discutăm despre toate chestiile astea, v-am spus, iarna e lungă și, păi, ok. Și am pus asta cum am spus, aveam coșulețul și la două bă și două drill-uri. Deci amândouă plecat deodată. Mă uitam care bății cocoșa cel mai tare. Nu știu, l-am luat pe ăsta că mi-era teamă puțin la coșuleț. Struna nu era lungă. Am făcut o strună de textil așa, cam de vreo 30 de centimetri și două boabe de porumb pe crlig. Da? Pe partea cealaltă era metod feeder-ul cu wild-ul pe, wild-ul pe metod. Și la cârlig aveam orange wafter-ul de 9, cu un cârlig de 8. Deci pe amândouă instant, asta ce a denotat? Că au venit peștii și le-a plăcut. Pac, pac. Bun, scot pe ăla, scot pe ăla, drill frumos, ăsta îl țineam între picioare, printre bețe. Nu știu ce noroc am avut, nu s-au încălcit, că erau și trei bețe, am scos amândoi pești. Unul era mincioc și l-am scos pe unul. Nu erau mari, undeva la 3-4 kg. Și am zis, bă, uite ce face, ce face încrederea la... Ce face încrederea la o chestie de genul ăsta. Și de atunci am continuat. Deci ce se întâmplă? La metod, dacă faci wild-ul bine de la Fiderix, știți foarte bine ce care folosiți, stă pe metod undeva la... Trebuie să stea minim o oră. Dacă nu stă o oră, nu ați făcut bine ceva și nu o să prindeți pește, vă garantez. De ce? Pentru că media prezentărilor... media prezentărilor din ultimii 15 ani, să zic așa... Pescuiesc din 96 am început, în 99 cred că am prins primii crab după 3 ani de muncă și de eșecuri și de atunci și până acum stanc, peste 20 de ani și media este undeva la 45 de minute, poți să ai la 5 minute, la 3 minute, dar am spus media, da? Și atunci știu foarte sigur, orică dau un curent, orică e debitul mare, orică e curent mai mare, trebuie să stea minim o oră în ad acolo, 45-50 de minute trebuie să stea, dacă în 45 de minute mai las puțin, Scot, că nu are nicio taină să mai las acolo, știi? Și de aia zic că cu coșulețul ăsta vă ajută să duceți particule care țin... Deci ce se întâmplă? Metodul cu wild-ul are două efecte diferite. Una, este exact căpșunica care peștele nu poate să o refuze. Deci niciun crab sălbatic, wild-ul de la Fiderix, nu are cum să refuze. Și asta s-a demonstrat nu numai aici. Pe lacuri sălbatice, pe lacuri private, în afara țării, în mai multe țări, da? Deci este ceva care un crab nu are cum să refuze, punct. Dar nu poți să faci o nădire intensă cu asta, de ce să spun? Pentru că dacă dai și face nor, vine peștele tale mică. Și unde îți faci un nor de pe, că nici ăla nu-i prost, peștele tale mică. Nici ăla nu refuză. Și ăla vrea să mănânce cât se poate de mult. Dar dacă se face un nor acolo, și ai numai pești de tale mică, crapul nu mai vine. Nici nu are cum să vină. Unde? Îi împinge cu botul pe aia, că deja e negru tot acolo. Pe apele sălbatice știți că densitatea cea mai mare e de pește mic, nu e de pește mare.
Atunci, la gară, nu mai ce să face. Dar, în schimb, particule mari care rămân pe substrat și nu fac nor, atrag peștele, să zic, că el trece prin zonă, găsește ceva pe acolo, pentru că și ăsta nu se golește. Deci tu când ajungi jos cu el acolo, îi pui capac de nadă, îl umpli cu boabe. Eu îl umplu, ca să faceți o idee, să spunem așa, îl umplu cam 75%-80% cu boabe, îl bag în asta cu boabe că el nu cad, și pun nadă wild, o fac puțin în mână, dar foarte ușor, o împing cu degetul așa, și lansarea nu e pe smucitură, e pe catapultare. Zip, știi? Pentru că pe ape sălbatice nu pescuiesc departe. Și atunci ajunge jos, dar el rămâne în coșuleț, el nu este de acolo, atenție. Și atunci la primele lădiri trebuie să întinzi puțin firul, să simți că e contact, să faci niște smucituri scurte, ca el să se golească acolo. Acum, faptul că nu se golește tot în roc e mai bine, pentru că el se ridică sus și curentul mai împinge din boabe, se face așa o dâră. Dar e cât mai precisă, pentru că e flancată de metoduri. El, și dacă vine pe acolo, el dă de metod, care are o nadă mult mai delicioasă decât boabele de porumb. Și nu are cum să o refuze. Înțelegi? Deci asta e... Și coșurile ăștia m-au ajutat extrem de mult, pentru că era precizie foarte mare și ajută foarte mult că precizie atât de mare, v-am spus. Fapt, orică pescuiești din barcă, din barcă te ajută, pentru că știți, când pescuiești din barcă și dai de lung, eu tot timpul dau de lung în josul curentului. Adică să pescuiesc ușor, nu mă complic. Adică nu mă duc în barcă și dau perpendicular pe curent, să mi le care curentul. Dăm cu monturi cu fir de păr, cu cârligul liber. Dacă dai cu cârligul liber, eu ce știu, dacă stau 40 de minute, mi s-o agățat de fund, s-o mișca momitorul, nu s-o mișcat, înțelegeți? Asta e foarte, 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 foarte important. Dacă dau de pe mal, atunci trebuie să cresc greutatea muntului ca să-mi stea pe loc și atunci coșulețul eu nu mai pot să-l țin în apă să pescuiesc. Din barcă pot să pescuiesc cu ăsta și am prins pești, o să vedeți filmarea. Pentru că îi vin și eu și ăla, nu e o problemă. Dar când dai de pe mal, nu mai poți, că asta nu e un coșuleț care să aibă, cum să spun eu, aderență la substrat. Da? Firul, curentul să împingă firul, burta firului și o să pună presiune pe coșuleț. Și nu se rostogolește, cum spune toată lumea, se pune presiune pe el și se târie pe fund. Nu vreau să vă ascund, dar căutăm soluții și pentru asta. Și o să le găsim. Deci avem câteva soluții în plan să putem pescui și pe Dunăre, în curent, la punct fix, cu coșulețe de genul. Pentru că vrei pește mare, trebuie particule mari. Particule mari cu cele care? Se ducă și precis acolo, știi? Se ducă și drept și totul-i tot. Și atunci o să găsim soluții, avem câteva... O să facem niște chestii aderente pe tipul ăsta de coșulețe, mai lucrăm. O să fie... Multe surprize de la Fiderix anul ăsta, foarte multe surprize, o să vedeți, și în anul următor. Dar pentru asta am vrut să vă spun coșulețul. Da, este pentru nedit, este pentru particule și ajută foarte, foarte mult. Toată chestia este, eu cum dădeam cu el, să vă spun, deci dacă la metod am la 40 de minute, 45 de minute, dacă am multe prezentări. Au fost cazuri în care am avut la 5-6 minute prezentări. Aveam câte 20 de prezentări de crab pe zi. Da? În intensitate mare. Și cu coșulețul ăsta, deci dacă eu stau 10 minute în apă, vă dau un exemplu, ca să faceți, că o să vă treați, bun, dar cât lansez, cum lansez? Bun. Deci dacă cu e activitate slabă și nu am pește în zonă, eu știu sigur că la funcționează, care le flanchează metodurile alea două, care flanchează coșulețul ăsta, deci știu că funcționează foarte, 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 foarte bine. Și dacă eu dacă dau cu alea la 20 de minute, hai să luăm 20 de minute, costă de la jumate din timp, costă de nădit, da? Dar atenție, și când îl scot, e foarte important, când îl scoateți din apă, nu vă grăbiți, întindeți puțin firul și muciți scurt așa, să vă asigurați că e cât mai compact, cât mai compact, cât mai compact rămâne acolo toate boabele. E foarte, foarte important. O să vă ajute mult în pescuitul ăsta. Și atunci, dacă am prestat la 10 minute pe metodul, dau la 5 minute. E clar că e mai mult pește, pentru că trebuie să-i ții acolo.
Pentru că v-am spus, peștii sălbatici nu sunt dependenți de hrana care le dăm noi. Nu comparați cu pescuitul din lacuri, unde densitatea, patronul, ca să aibă clienți, trebuie să aibă o densitate foarte mare și tot lacul ăla nu are cum să asigure hrana pentru densitatea mare de pește. Și din cauza asta, peștii săraci răspund cam la orice. Da? Cam la orice. Atunci, oai, ce super șmecherie am făcut eu, că am prins pe balta X cu nu știu cât. Nu, trebuie să dai și acolo unde sunt peștii. Știi? Dar vă spun, pe apă sălbatice e altceva. Adică peștele nu depinde de hrana care i-o dă pescarul, cum sunt pe lacurile private. Da? Deci asta e foarte, foarte important. Deci cred că s-a înțeles cu toate astea. Dacă aveți întrebări, le puteți spune acum. Nu uitați, cei care sunteți pe TikTok, puteți să dați urmărire contului Feederix România, pentru că vor avea și alte materiale. Cei care sunteți pe Facebook, puteți da urmărire paginii Feederix, pentru că vor urma și alte materiale și despre alte specii și despre alte locații și despre echipamente și despre mai multe. Puteți pune acum câteva întrebări, să zic așa, și o să le iau pe rând și o să le răspund în limita timpului disponibil, pentru că asta e o seară de iarnă, nu e așa de lungă și avem de alerga mult, da? Mâine, poi mâine și se cumulează oboseala. Hai să vedem dacă sunt ceva întrebări. O să le iau pe rând, o să le iau pe ăștia de pe Facebook și după o să le iau și pe ăștia de pe TikTok. Da, dacă aveți ceva întrebări, puneți-le acum. Hai să vedem aici. V-am spus, nu m-am uitat, am ignorat comentariile. Salutare, salutare, Iliuță, de la lopată de câteva ore. Așa. Eu am fost duminică pe o ploaie și am luat un crab de 15 kg. Edi, extrem fide. Bravo, Edi. Balubă. Ce gramaj o să aibă plumbii la coșuleți? V-am spus, pentru ăștia de nădiți sunt de 50 de grame. Nu trebuie nici mai mare. Am văzut că funcționează foarte bine. Este ok. Da? Așa, salutare. Ciao, The King. Cine a dat gol? Nu știu, v-am spus aici, era cu florile alea, cu trandafirii, cu... Mulțumesc pentru răspuns, așa cred că era răspunsul ăla. Aici a umblat la apă, cred că era vorba când a spus ce, așa, la porțile de fier. A băgat azul la sumină, un selfie, hai sus. Vă salut pe toți care, atât pe cei de pe TikTok cât și cei de pe Facebook. Uite. Uite și pe Brolu, și pe Zoli, tramvaiul. Luci, cauți peștii pe Dunăre cu sonarul? Nu. Părerea mea este că cel mai greșit să cauți pești cu sonarul, dar cu sonarul, dacă am oportunitatea, caut structurile. Da? Caut structurile, caut foarte mult structurile, pentru că acolo unde e structură va veni și pește. Chiar dacă nu este atunci, va veni și pește. Asta cu căutatul peștilor cu sonarul este irelevant. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că când peștele este activ, s-ar putea, din diferite motive, mai ales pe zonele care sunt foarte braconate, să reacționeze negativ la apariția bărcilor în zonă și să fugă. Și părerea mea, na, asta e părerea mea, dar în schimb ajută structura, adâncimea, ajută sonarul, dar nu la identificarea peștilor. Vă spun sincer, poate să fie fitofagi, poate să fie orice, știi? Deci na, asta e părerea mea. Și gropile și ce mai fi. Bun, văd că aici ăștia au fost întrebările pe Facebook, n-au fost foarte multe. Hai să ne aici pe TikTok de la început, că nici nu m-am uitat. Hai să văd unde văd. Mamă, ce aici, activitate multă. Te ajută la zgomot coșul ăsta. Uite și pe Andreiul. Aștia crapii nu sunt învățați. Ce rad îmi recumați primăvara pentru că arați de talie mare. Depinde unde, pe privat sau... Știi? Uite și pe Renic, Grumbaiterul, salutare dragilor. Să vedem. O să vorbim și de pe carasa. Cui cu... Uite, trebuia curs pentru sălbatic pregătești. Este destul de pregătit. O să-l facem. Am promis așa și nu m-am ținut de promisiune că îl facem cu un an în urmă. O să-l pregătim să iasă bine. Deja o să discutăm și despre școala Feederix, care v-am spus a propulsat foarte mulți pescari, atât la nivel național cât și internațional. Da? Sunt foarte mulți care au trecut prin școala Feederix, oficial, și sunt foarte mulți care nu sunt oficiali.
Deci o să discutăm într-o seară și despre asta, că o să vedeți că sunt niște cifre fantastice și o să vedeți cum, datorită școlii Fideric și cum a fost sublamat la vremea respectivă, a crescut extrem, extrem, extrem de mult pescuitul de competiție din România. Și o să vă spun cu cifre, cu totul concret. Da? Dar asta în altă emisiune, să zicem așa. Bun venit, hai să vedem și pe TikTok. Aici se vede, se aude, salutare. Cât costă transportul la orice produs de pe site? Depinde, dacă vorbești de pe site-ul pescuit la feeder, unde comercializăm noi produsele și multe alte produse de feeder, dedicat exclusiv pescuitul la feeder, ai niște, intri acolo la transport și o să vezi că este în funcție de comanda care o faci. Da? Peste o anumită sumă, transportul e gratuit. Sub o anumită sumă, ai un transport de vreo 20 de lei, ceva de genul ăsta. Spune despre umectare și sitare. Ținând cont de pescuitul care îl facem noi aici pe ape sălbatice, nu mai e vorba de sitare și de totul tot, pentru că nada trebuie să stea foarte colantă. Este efectul invers. Că atunci când noi vrem ca ea să desfacă uniform și să nu creeze cocolașe mari care să sature peștii. Da? Acolo este vorba de nor, de pești dintre ape, de pești de talie mică. Aici vorbim de pești de talie mare. Da? O să discutăm și despre asta. Văd pe Dunăre, da, și cu decatroane, am și o filmare. Am și o filmare cu decatroane. Asta m-a rugat un prieten să-i facă un video. Și chiar am nădit în zonele respective cu bile de decathlon și o să vedeți răspunsul filmat și ăsta. Sper să am timp să le editez. Le-am făcut cu ceva timp în urmă. Am prins mulți pești atunci, dar o să vedeți ce și cum și la ce am prins. Da? Școala Fiderix, experiența ta de circa 20 de ani pe pescuit. Da, Fiderix-ul, școala Fiderix este chiar toată experiența mea care am acumulat-o atât în campionate mondiale, în pescuit sălbatic, în pescuit pe toate apele ăștia, foarte multe ape din Europa, foarte multe competiții, foarte multe piste de pescuit din România la toate speciile pe unde am fost și da, este o experiență care, v-am spus, a propulsat pescuitul de competiție din România extrem, extrem de mult. Și v-am spus, o să vin și cu cifre și cu totul tot și o să vedeți. Ca idee să știți, am avut peste 5.000 de mail-uri pe școala Fiderix, discuții între clienții de pe școală și cei care doreau să achiziționeze cursurile de acolo și care vedeți acum pe podiumurile pescuitului, cel puțin la Method Feeder, că acolo am făcut la Coșuleț, la Crab Sălbatic. O să facem și acolo, știi? Așa. Par bune pentru nădi la distanță. Cu siguranță, au o formă foarte bună. Poți să pescuiești și la distanță cu volum mai mare de nadă, dar scopul, ți-am spus, era ăsta pentru pescuit pe ape sălbatice, știi? Nu atrag obletele și guvidul. Guvidul bate-l în cap ca la vine la orice. Obletele nu atrage, obletele stă în coloana de apă și dacă îl activezi cu nori și cu particule, se coboară și obletele, mai ales unde e apă, unde nu e apă foarte, foarte adâncă, știi? Hai să vedem să mai citești aici. Dacă nu ai de ajuns, dai cu bandă pe din afară. Asta cu bandă poți să o faci, dar scopul, ți-am spus aici, nu are nicio chestie. La capacul de nadă de-l bagi jos la plumb, are scop să țină nada până ajunge în punctul X. Poate primele 2-3 coșulețe o să le găsești, dar după aia când o să bagi, te reglezi câtă nadă, cât să o strângi, cât de umedă, te reglezi bine. La impactul cu apa aia se slăbește puțin. Când traversează coloana de apă se mai slăbește puțin și când ajunge jos la 2-3 smucituri, totul iese foarte bine. Mai indicat era pentru lanseta asta de nădit să ai fir textil. Dar dacă și pescuiești cu ea, e cam greu la crab să ai și textil, pentru că când pleacă ca nebun. Adică trebuie să ai și frâna reglată foarte bine, că altfel la gara. Ați văzut și eu pescuiesc la crab din barcă cu rujdele de lansete, că dacă pleacă vruna, n-a putut să pui mâna pe băț. Ați văzut, probabil, n-am făcut filmări. Știi? Ce gramaje replin aproximativ cu nadă? Bă, îți spun sincer că n-am cântărit niciodată, dar gândește-te că poate să ajungă la vreo 100 și ceva de grame. Are 50 de grame el și acolo sunt vreo 30 de 4, vreo 40-50 de grame de semințe plus 100 și. Salutare! Păi și cu porumbei ce facem? Ne descurcăm și cu porumbei.
Salut, tu ești cu porumbei? Da, eu și cu porumbei. Ce am făcut aici? Ce am dat? Uite-te și tu. Tocmai ai devenit un spectator de top. A trimis Cristi Locuț, a trimis 10 trandafiri. A urmărit caz, dar distribuit. În ce oraș locuiesc? Eu locuiesc în Canasebe, județul Caraș-Severin, în vest. Așa. Așa, stai să vedem. Salutare, profesor. Salutare. Salutare. Ce mai zice pe aici? Ai dreptate. În afară de trei mix aroma, ce recomand pe vremea aceasta? Vă spun că toate funcționează, atât usturoiul, cât și căpșunile, cât și trei mix aroma. Trei mix aroma este un all-round. Eu m-aș merge oriunde cu el, aș finisa, aș merge oriunde. Sunt zone unde am văzut anumiți prieteni de-a mei pescuiesc și mi-au confirmat că la trei mix aroma le intră pești de talie mai mare. Da? Le intră pești de talie mai mare. Când am văzut că au fost probleme cu alte specii invazive în zonă, să mai prinzi roșioară, să-ți vină, am trecut pe usturoi și am mai scăpat de ei. Și cu căpșuna e un fel de all-round. Ăsta cu căpșuna merge, prins și caras. Fitofag am prins. Deci am avut, când am dat cu ăla și am băgat și în conșuleț mai mult decât trebuia, au început să minte fitofagi unul după altul pe Dunăre. Știi? Ați făcut din pescuit un moft. Nu e niciun moft din pescuit. Poți să te duci să dai cum vrei tu, nu te ține nimeni. Nu e nimeni obligat să facă cumva. O să te duci să pescuiești și cu orice. Așa. Cred că merge care vrei. Bună. Pe timp rece, crapul mănâncă. Da, crapul mănâncă și pe timp rece, dar nu umblă, nu circulă să găsească hrană, pentru că datorită faptului natura e destul de inteligentă. Ca să te deplasezi din punctul X în punctul Y, consum energie. O energie care probabil nu poți să o recuperezi având un metabolism redus, o digestie foarte, foarte redusă. Dar dacă te-ai pus la bot și ce trebuie, și finuți, pentru că el se hrănește foarte fin, o ia și iarna. Noi mergem la concursul și iarna și prindem și iarna crap. Da? Știu că se prind crap și iarna și am prins și eu, deci nu e o problemă, știi? Dar numai că nu umblă mult. În concurs poți folosi sonar? Nu. În concursul, în general, sonarele de orice natură sunt interzise prin regulament. De aia trebuie să te descurci cu plumbul. Noi în concursul folosim mult plumbul. Dacă ați urmărit postările Fiderix și dacă nu le-ați urmărit, vă recomand să le urmăriți și să dați o urmărire la pagina Fiderix, a lansat și un plumb pentru identificarea tipului de substrat, adică să vezi dacă ai iarbă, dacă, dar nu iarba care o știți voi, vegetația activă. Vorbim de vegetație în descompunere, de care fuge peștele, aia neagră, iarba aia moartă, aia neagră, aia e pacoste. Dacă dai acolo, greu să prinzi ceva. Am pățit-o de atâtea ori în concursul, știi? Da, cineva zice aici, mănâncă, dar trebuie să pescuiești la finețe, fish catcher oficial. Da, cu siguranță. Pescuiești mai fin, pentru că crapii nu se mai hrănesc așa de agresiv, știi? Merge crap pe Dunăre în timpul ăsta. Acum merge cel mai bine, pentru că temperatura apei nu a scăzut. Era undeva la 12 grade, până la 12 grade, până la 10 grade. Am văzut că mâncă bine. Acum acumulează o cantitate foarte, foarte mare de grăsimi ca să-l ajute peste iarnă să aibă energie din grăsimile respective, să nu consume din masa musculară. Și se duce în zonele unde este cea mai mare densitate de proteină, adică scoică, unde zonele tari, zonele unde se face scoică, zonele cu copaci, cu praguri, cu pietre, acolo îl găsești, pentru că sigur va veni într-o perioadă a zilei la mâncare. Din ce am văzut, când e vremea frumoasă, vine la apă mai mică, când e soare și ăsta, și când vremea este capricioasă și de ăsta nu iese chiar așa la apă foarte mică. Dar o adâncime medie care am văzut că funcționează foarte bine este undeva între 3 și 5 metri pe Dunăre. Acolo poate să dea bine. Acum, cu cât se răcește apa mai mult, el coboară și mai mult. Nu e o problemă, știi?
ce mumeală merge. Mumeala nu e atât de importantă. Mumeala, dacă face referire la mumeala de călin, a zis că eu folosesc wafterele de la FeederX, Orange Wafter, și mai nou, în ultima lună, am testat noile modele ca și dimensiune, acele galbene, cum avem și Zero Gravity. Am avut și o variantă mai mare, cele de ananas, intens colorate, un galben flu, așa, au mers super top, știi? Și am luat și balube. Balube, faine, au intrat pe alea. Te sun și eu pe afară, nu știu ce să dau, să dau cu bombă de piper. Nu știu cum e asta. Intre pe site FeederX și descomandă acolo. Puteți intra pe pescuirafeeder.ro, pe magazin, primul magazin din România care l-am făcut la vremea respectivă, acum 10 ani, care are ca scop și ca obiectiv doar comercializarea produselor compatibile cu pescuitul la feeder. Da? Acolo găsiți. Dar produsele FeederX le găsești și la partenerii noștri în toată țara. Deja avem sute de magazine cu care colaborăm. Găsiți în majoritatea magazinelor. Trebuie să recunosc că am învățat foarte multe de la tine. Mă bucur foarte mult că ai învățat. Asta a fost și scopul. Te-ai băgat la pește. Porumbei nu mai ai? Nu, prima oară am fost cu pescuitul și după aia cu porumbei. Dar unii mă știu de acolo, unii mă știu de acolo. Ai trecut pe extrem de tot. Am și un coșuleț de Nadia, probabil de nădire, deschis pe ambele părți. Asta cu deschisul, de ce l-am făcut sus? Haideți să vă spun logica. Uite, era bună chestia asta. De ce l-am închis sus? Pentru că atunci când bagi coșulețul în găleata cu boabe, îi lași numai puțin loc și bagi aici. Nu mai are rost să-i pui capac de nadă și sus. Pentru că nadă vrem să folosim cât mai puțin, să nu facem nor, să nu atragem peștii de talie mică dintre ape. Că pot crea probleme mari. Odată ajungi și jos acolo, ghidați de dâra de nadă rezultată din coșuleț, mai scap de ei, că nu-s proști. Atâta stau și ciugule pe acolo până ei agățați de cârliga iurea, că ei nu poate să ia boabele sau peleta cu ce dai. Și atâta stau până te nebunesc. Mai bine să nu-i chemi acolo, știi? Asta e... Spune și mie, plătică, îmi poți da un sfat, eu merg pe baltă privată. Hai că o să facem un live și despre plătică, despre ce zic eu. Acum e despre crap, știi, pe Dunăre. O mutură pentru crap pe Dunăre pe timpul ăsta. O să mai punem și niște videouri, eu folosesc metod sau momitor, nu contează ce, important e să stea nada pe el, să stea bine nada wild-ul de la FeederX. Cârligele legate de la FeederX, da? Prima oară încep, o să deși într-o filmare, încep cu 8-ul, alea cu spin, da? Care înțept mumeala în el și pun acolo un Zero Gravity sau un Orange Wafter pe ăla și ăla e sfânt. Deci, ce se întâmplă? Crapul vine să sugă de pe metod, de pe, și dacă n-a dat făcută, cum am spus, să stea lipit acolo, se enervează și ia câligul. E simplu. Ți-am spus, cu asta vorbim. Ne așteaptă noi nade de la FeederX. De la FeederX ați văzut că nu ies foarte multe nade, dar care ies... Fac super rezultate. De ce? Pentru că avem o surpriză pentru la anul, una mare de tot, pe partea de metod și de asta, dar o lăsăm pentru la început de sezon, pentru că știți cum e, FeederX trebuie să dea trendul în partea de produse de feeder și așa va fi. O să vedeți ceva surpriză faină. Salutare! Pentru lansări de 100 de ce lansetă echipată cu muletă să folosesc. Tu să folosești, nu știu, eu spun, să ajung la 100 de metri, mi-a trebuit foarte mult timp. Poți să ai cea mai șmeche la setă din lume, dacă nu ai experiență, e ca și cum cumperi o vioară Stradivariu și nu știi să cânti la ea. Nu te ajută cu nimic. Exercițiu. Ca să dai la 100-120 de metri, cred că... de 3,90 m, un 4,20 m, heavy, de vreo 150 de grame, să te înveți cu ea. Și muletă să ai, eu știu, minim de capacitate de vreo 5,000 și ceva. Îți pui un fir de 20, înaintaș și mergi să exersezi, că nu merge așa. Să nu crezi că lanseta te face mai bun lansator. Nu, îți spun eu sigur că am încercat și eu, nu. Ce metode pescuit merge la păstrăv de lac? Nu știu, nu pescuiesc la păstrăv deloc, să știi. Salutare și pe TikTok. Ce am făcut aici? Bă, mă las. Bă, ce sară ăștia aici.
comentariile astea. Bă, omule, dau un click aici și sar toate. Ce Dumnezeu. Eram la aia cu distanța, nu? Pă, omule. Fii atent și tu. Bă, omule, am dat numai un click și s-o dus, fii atent. Uite aici. Așa, am găsit, gata. Păstrăv de lac. Ce lungime trebuie la forfac pe Dunăre? Noi folosim căligile de la FIDERX gata legate și vă spun că sunt căligile care merg și în competiție și peste tot. Acum scos și modelul Wild de la mult mai solid și tot cu vârful înăuntru pentru a fi protejat la atunci când scoate motorul în apă, că e clar că acolo e scoică și tot felul de chestii tari și să nu se deterioreze, știi? Și alea au de 7 cm jumate și sunt mega eficiente. Știi? Ce ne-a de recomand în perioada asta și în primăvară? Păi depinde unde. Eu pe Dunăre ți-am spus, folosesc wild-ul de la FIDERX când am peșit de tale mai mare și în perioada caldă folosesc și mixul de 2 de pelete în combinație, că ajută. Peștii au capacitatea să identifice valoarea proteică sau calitatea hranei care o găsesc. Da? Ei nu citesc etichete și reclame. Ei vin, le place gustă, nu le place gustă. Există pe vârf de fel fosforescente, să nu mai ai nevoie de staleți. Mă, nu știu, cred că erau de la drenă în ceva fosforescente, dar nu îți recomand că stai cu lanterna pe ele cu ăsta. Poți să ții, sunt tot felul acum de lanterne care se încarcă la USB și le pui așa să-ți lumineze vârful. Vezi foarte bine, nu mai stai cu starleți, cu totul și tot, aia părerea mea sunt cele mai bune. Sunt la vânzare coșulețele? Nu, încă nu sunt aceste modele ce le-am prezentat, dar vor fi în viitorul apropiat. Ce vârf recomanzi pentru coșulețul la tine de cât soz? Vârful nu influențează cu absolut nimic grosimea coșulețului, dar în schimb poate să scadă din distanță, din precizie. În momentul când lansezi, firul în spate se aliniază cu vârful, deci nu, lanseul, puterea lanseului e preluată de partea după mijloc în sus, de mijlocul tronsonului, să zic așa, în care bagi tu vârful, nu vârful, pentru că dacă legi firul de un gard și tragi, o să vezi că vârful se aliniază cu firul, nu are influență, nu... Nu cred că te ajută asta. Dar dacă dai pe râuri și pe ăsta, stai un vârf mai rigid, că nu are rost să pui unul, știi? Un video cu mectarea Nadei Wild. Bă, o să mai facem, uite, tot... Știi? Am mai tot făcut videouri cu chestiile astea. Ce mi-apare aici? Provocări, nu știu ce sunt ăștia. Car Magnet. Cea mai bună, bună. Preston Ascension pentru 100-120 de metri. Cum ți-am spus, asta cu 100 de metri și cu asta ține de tine, de experiența ta. Nu, dacă lanseta poate, poate, înțelegi, dar dacă nu, nu. Eu zic, prima oară să încerci cu o lansetă mai slabă calitativ, da, și să încerci să începi să te bagi în băs, să lansezi, să încerci tot felul, că nu merge, crede-mă, eu mi-am luat și eu echipament de lanseu bun, nu e tot, e tot, și tot n-am ajuns la distanța care mi-am dorit-o, până n-am exersat, știi? Nada pe sălbatic mai are nevoie de sitare. Depinde pentru ce. Dacă urmărești pești de talie mică sau pești albi, să zic așa, și asta are rost de sitare. Dacă o folosești pentru momitor și vrei să o faci acolo o cocoloașă, să zic așa, nu mai are nevoie de sitare. Eu n-o sitez. Tot respectul pentru contentul care îl faci, te urmăresc și pe YouTube. Mă bucur că ajută. Dacă poți da un sfat, la ce mănâncă cel mai bine? Pe o baltă privată. Acum o să discutăm și despre bărțile private. Acum vorbim astăzi despre crab, știi? Dar o să mai face. De urmărire la FIDERX acolo și o să vedem. Mai mănâncă scobarul. Scobarul de-abia acum va începe, încă nu s-a răcit, nu s-a grupat, dar
brusc o să vedeți că în vreo 2-3 săptămâni când dă frigul, toată lumea poze cu scobari, cu tehnici, cu nate, cu pomeri, cu... Și cum Reana, în urmă cu 2 ani, da, în urmă cu 2 ani am lăsat pe școala Fiderix singurul curs de pescuit la Mreana, despre cum se pescuiește la eficient la Mreana, cred că din Europa nu mai există. Și dacă urmăriți postările de acum, înainte de lansarea cursului, de acum 3 ani, de acum 4 ani, nu erau mrene. Acum sunt milioane de mrene postate pe... Mă bucur că a ajutat foarte mult și în pescuitul la Mreana. Mă bucur enorm de mult. Dar pe ce l-ai ieșit că ăsta nu ești în niciun caz. Răspund la alte întrebări. Nu înțeleg. Mult mai multe comentarii aici decât pe Facebook. Sunt foarte multe. Aici pe TikTok, că de-aia mui, să răspundă toată lumea. Ia întrebările de mai sus, o să ajungă și la asta și ale voastre. Pe sălbatic sunt adevărați pescari. Nu, asta nu e neapărat că pe sălbatic sunt mai mult. Cei care merg pe sălbatic vor alte provocări. Sunt oameni care vor să meargă pe privat, de ce? Că au foarte puțin timp la dispoziție și în acel puțin timp la care l-au ei la dispoziție vor să ducă să prindă pește. Alții sunt mai hotărâți, mai vânători, mai să stea o zi, două, să prindă pește mai puțin. Alții vor doar activitate. De aia există alternative. Nu există că aia de pe sălbatic sunt mai adevărați ca aia de pe privat. Nu, asta niciun caz. Așa, două, trei zile, dacă aveți noroc. Aveți voi răbdare că tot au pus oameni întrebări? Uite, tot îmi intră. Ce... Să se alăture la live. Nu mai... Vă rog că nu pun acum. Vreau doar să discutăm întrebările astea, știi? Las că o să facem în alte seară, așa, cu live-uri, cu ce vreți, știi? Ce lansete de spinning îmi recomanzi? Nu-i cu spinning-ul aici. Eu folosesc la șalău, dau și la șalău de mulți ani. Depinde unde dai, din barcă, din ce vrei. Așa, ce lansete de spinning îmi recomanzi? Aici vorbește de porumbei. Ce porumbei de ții? Păi dacă a avut omul și porumbei, lumea încă întreabă. Și la porumbei ești în top? Nu, la porumbei nu sunt top, eu nu sunt concurent. La porumbei am o bază de reproducție, cumpărăm rezultatele celor mai buni, le încrucișăm între ele și le vinde mai departe. Deci nu sunt, pentru că acolo trebuie timp și dacă nu ești prezent și coincide sezonul de pescuit de competiție care merg cu sezonul de la porumbei și nu poți să faci performanță dacă nu ești prezent acolo și dacă nu te implici, indiferent de ce ai. Te salut, textil de 0,4 pe mulinete. Acum pe timp rece mai e necesar, mai bun monofilament textil de 0,4 pe mulinete. Nu știu, aici dacă vorbim despre pescuitul la crapă, nu îți recomand să pescuiești cu fir textil, pentru că îl pleacă foarte brusc și dacă nu ești setat și nu știi să lucri cu frâna, să nu ai frâna reglată, să stai din șocul ăla al primelor bătăi în băț, ori îți rupe ceva, ori își rupe gura, ori îndreaptă câligul, ceva se întâmplă, crede-mă, știi? Așa. Salut, o nadă pentru crap pe apă rece. Pe apă rece cea mai bună nadă, crede-mă, este localizarea. El nu mai circulă peștele și trebuie să te duci tu cât mai aproape de el. Acum depinde, pe ape sălbatice, cu aldul dau tot anul, nu e o problemă. Dacă e pentru ape private, o să discutăm și despre apele private. Acolo folosesc ar magnetul, care e lider, să zic așa, pe piața din România, pe partea de method feeder. A stat 20 de minute să-mi citească comentariul ei, nu mi-a zis nimic. Ce să zic, baftă la pescuit. Na, îmi pare rău că nu pot să răspund la toată lumea instant, dar asta e, uite, iară. Doamne, iară mi-a sărit ăsta. Răspunde așa, traducere, anulează, ce Dumnezeu. Sănătate, salut. De porumbei nu mai faci video? Facem, acolo avem în cont. Extrem Marathon Loft. Mergi pe două fronturi aici, ții cadouri și dincolo unde răspunzi, ții like. Nu știu ce cu asta, cu cadourile și cu like-ul.
o nadă bună pentru alt. Depinde pentru ce vrei. Dacă vrei pentru crab caras, wildcarp-ul de la FeederX prinde foarte bine, atât crab cât și caras. Ce mod de coșuleț este cel mai bine în curent? Te rog, dacă mă chinui pe Dunăre, nu ești prea des. Păi un coșuleț care să aibă aderență, adică plumbul să fie grupat pe o suprafață cât mai mică. Adică dacă e un gros de 60 de grame, să aibă talpa plumbului pe o suprafață cât mai mică. Să nu fie plat, să nu fie foiță și larg. Deci aia e foarte important, știi? Salut, cu ce mărime de metru o să dăm pe sălbatic în această perioadă? Păi eu folosesc L-ul și XL-ul. E cel mai potrivit. Da? E foarte, foarte ok. Mai e porumbei, mai am. Boss, mai e porumbei. Boss, mai am. Am fost pe acolo, nu ce, tu țineam că n-am cu cel mic, după mine și te-am întrebat de ascensor. Ah. E bun firul de la Catran. Nu știu, sincer, nu l-am încercat, habar nu am, nu vreau să spun vreo prostie că e bun sau că nu e bun. Ce fir folosești marcă diametru acum că s-a răcit? Pe de 10 ani de zile folosesc Raluso Match Sinking de 23, iar pe Dunăre folosesc un fir de la linia principală, dacă de el mă întrebi, de linia principală undeva numai gros de 30, atenție, numai gros de 30, că nu am pentru ce, știi? Felicitări pentru calificarea la mondiale din Africa. Dar nu m-am calificat la mondiale din Africa, că nu am participat în anul în care s-au făcut clasamentele, dar am participat anul ăsta și m-am calificat la mondiale de metod, unde vor fi probabil în Spania, nu în Portugalia. În Spania, din ce știu. Ce mărime de metod? Uite-mă ce sare asta, mă, bă, bată-te în cap. Ce mărime de metru recomand pentru această perioadă? Cred că am răspuns mai devreme. Maximul 25 de grame, nu. Pescuiesc că îmi place să dau cu metoduri de 60 de grame. Așa îmi place, dacă mai ales un loc nou, nu știu cât mi-l cară, cât mi-l duce, 60. Dar să știți că merge și 45. Am dat și cu 30. Deci merge, știi? Deci numărul în sfârșit ai dat de coment. Le-am luat la rând, m-am spus de la început, că n-am răspuns la nimeni la comentarii, am zis că le-au la rând, da? Ci la mărime. Mărime XL sau L. Nu folosesc small, știi? Te-am căutat pe YouTube și am crezut că ești live și pe YouTube. Nu, mai te iau un Davis. Am încercat și de pe laptop, de aici, de pe camera, de pe laptop și am zis că aici să mi-am iau un Davis de ăsta să mă corectez și pe YouTube. Da, nu o gând la mine. Ce scrie? Ce lasetă și monetă folosiți? Eu folosesc ceva ieftin de la Dome Gabor, monetele alea ce le-am luat acum sunt niște ciocănitori, nici nu, când vrei să lansezi, nu-ți trece pick-up-ul peste tambur dacă e ridicat sus, dar folosesc echipamente ieftine pe Dunăre pentru că există riscul ca în orice secundă să zboare lanseta. Am pățit-o de atâtea ori, am întors spatele, băt sub covrig. Știi? Porumbei mai aveți? Mai am. Păi 60 nu intre prea mult în amol. Pe Dunăre, unde am vorbit eu de metodul de pe Dunăre, că astăzi vorbim despre pescuitul sălbatic pe Dunăre. Unde pescuiesc eu crab, substratul tare ca să vină la scoie, că nu-i nămol, știi, acolo. Despre curentul în care pescuiești poți să ne spui, bănuiesc că mai slab este ok. Nu, nu neapărat. Aici e invers. Unde e curentul slab, sunt depuneri de mâl și dacă sunt depuneri de mâl, se colmatează scoicile nouă unde să-și facă colonii. Adică să fie multe. Hrana de bază a crapului care vizăm noi, crap mai măricel, 3, 4, 5, 6 kg, care sunt cele mai uzuale. Restul, balubele, alea sunt bonusuri. Și alea vin pe structură tare. Da? Și atunci curentul trebuie să fie nici foarte, foarte, foarte tare, deci un curent mediu. Dar o să discutăm, sunt mult mai mulți factori de care să ți știe. Dumneavoastră nu aveți porumbei de maraton. Ba da, am și baza de reproducție extrem maraton loft. Pentru o nadă specială de mreană, ce recomand? Am făcut o filmare. Uite, ce Dumnezeu am făcut aici. Am făcut o filmare cu mulți ani în urmă pe YouTube. Fiat pescuit la feeder, poți să mă cauți cu mreana. A explicat totul tot acolo. Să zic cum să prinzi mreana. Mulțumesc pentru sfaturi. Am evoluat mult datorită lor. Mulțumesc. Cât de lung folosești rigul la pescuit pe Dunăre? Ți-am spus la crab. Folosesc rigele legate de la FeederX care le facem noi, să zic așa, și la 7,5 cm. Vreau să fie câligul cât mai aproape de metod. Da?
Salut, de ce nu se mai găsesc lige legate FIDERIX de 14? Probabil cererea au fost foarte mare, sunt date comenzi la toate produsele. Am avut comenzi foarte, foarte mari pe produsele astea și foarte greu să facem față cu ele. Clienții le-au luat odată, s-au convins că sunt ce trebuie și le cumpără în continuare. Da, știu filmarea când ai dat și la pelete. Da, probabil acum, Leana. Dragilor, cam atât. Mă bucur că ați fost. Nu uitați, dați urmărire FIDERIX România pe TikTok, da? Pentru că vor urma și alte materiale. O să mai iau câteva secunde aici pe și pe Facebook, pentru că și colegii de aici au mai scris câte ceva și după aia încheiem. Stai să vedem. Da, deci cu Decathlon am dat, am făcut o filmare, o să vezi care au fost rezultatele. Ce recomand primăvara la Crab și Caras pe lac privat? O să discutăm despre lacurile private separat într-un alt live, da? În ce zonă pescuiești pe Dunăre? Pescuiesc în zona Caraș-Severin, în zona Moldova Nouă, da? Acolo pescuiesc. Ce platformă recomand pentru scaun de feeder cu Zo 2? Nu am folosit și nu aș vrea să-ți fac o recomandare la ceea ce nu am folosit, știi? Despre curentul care pescuiești, să ne spui, bănuiesc că este mai slab. Am discutat, am răspuns aici pe TikTok, da? Mai slab, nu ți-am explicat și de ce. Până la ce temperatură ar fi activ scobarul mreana crapu? Se retrage pește la apa adâncă la temperaturi sub 12-14 grade apei? Da, în general, mreana și crapu au un comportament similar, da? Se trag în zone în care sunt ferite de curenții puternici, dar le asigură siguranță și în fața răpitorilor, dar nu la ape foarte mici. La ape cu adâncimi, zic eu, undeva peste 5 metri, cu zone slabe unde nu este curent, să nu consume energie menținându-se în curent, energie pe care nu mai poate să o recupereze, că nu se deplasează, metabolismul e redus și nu poate să digere. La ce temperatură? Așa, așa, așa. Scobarul devine foarte activ când se răcește, se hrănește bine, se grupează foarte mult și mănâncă. Un mic drum pentru a lecui staleți, există la de manual, lampă mică de birou, magnet, becuri LED, foarte utilă, prins de federal, luminează exact cât trebuie. Da, perfect, cu lampa de asta, mai ales să le luați cu încărcare la USB, puneți la încărcătură de mașină, nu dați bani pe baterii, știi? Pentru sâmbătă, coaste sau piept. Alinu, da, îmi scrie aici, sâmbătă o să mergem la concurs, la Cornești. Facem niște grătare cu băieții acolo. Când pescuiești cu momitor, bagi câligul în adă? Nu-l bag chiar în adă, dar ca să te asiguri că nu se încălce, poți să-i bagi codița acolo, să stea când lansezi, să știi că ajunge bine să... Dar vă știu că salut, aștept la cafea în februarie la expoziția de pescuit din Timișoara. Sper să fiu prin zonă, să putem să ne întâlnim. Asta să apară și magazine produse pentru apă curgătoare. Vor apărea. Care e contul de pe TikTok? Contul de pe TikTok este FIDERIX, liniuță jos, România. Da? Dați urmărire și acolo și acolo. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sper că ați rămas cu, probabil, o informație cât de mică să vă ajute, este foarte bine, pentru că experiența se câștigă din mici informații care le puneți cap la cap, dar important este să le puneți în practică, să le repetați, să vă faceți convingeri și totul va fi bine. O să închei și pe TikTok și pe Facebook. Vă salut, dragilor, ne vedem în altă seară cu alte subiecte. O să vă țin la curent. Salutare! Hai că închid aici.